În Bucovina continuă valurile de protest. Joi, epicentrul lor a fost lângă Consiliul Orășenesc Cernăuți. Studenții, orășenii de rând, activiștii le-au cerut deputaților să se întrunească într-o sesiune extraordinară și să-și exprime poziția față de violențele din Ucraina. Două zile la rând în Cernăuți au continuat grevele studenților. Adunându-se în piața centrală, studenții împreună cu alți participanți la meeting au venit în fața primăriei, cerând convocarea sesiunii extraordinare. Dându-le deputaților din partea puterii jumătate de oră pentru a se aduna, participanții la acțiunea de protest au pornit în căutarea deputaților. La început, coloana de protestatari a ocupat cafeneaua Quinto, care aparține deputatului Chedi. Așa și n-au putut să-l sune pe alesul poporului și atunci protestatarii au blocat intrarea în cafenea. Iar peste un timp oricare, administrația cafenelei a închis ușile. O altă coloană de cernăuțeni, scandând, s-a îndreptat spre apartamentul secretarului Consiliului Orășenesc, Mihail Ișin. Însă el nu era acasă. I-au lăsat o adresă și au revenit în fața primăriei. Aici au început provocările. Opoziția n-a putut să găsească limbă comună cu cei de la sectorul de dreapta, care chemau la acțiuni mai hotărâte, mai dure. Dar aceste răbufniri au fost de scurtă durată. În acest moment, angajații au început să închidă birourile din primărie. Funcționarii primăriei au părăsit locurile de muncă. Opozanții au declarat că pentru desfășurarea sesiunii este nevoie de câteva zeci de semnături ale deputaților. Ședința în plen a fost începută fără Mihail Ișin, care a dispărut. Până la urmă, prin hotărârea Consiliului Orășenesc, el a fost demis cu 35 de voturi. În această zi, participanții la meeting au vizitat și locurile unde este dislocată subdiviziunea specială Bercut, pentru a se convinge că efectivul ei este la Cernăuți și nu în capitală. În afară de aceasta, participanții la meeting au cerut ca ostașii Bercutului să depună jurământul de a fi cu poporul, să-i însoțească pe protestatarii care vor pleca la Kiev. Cu câteva ore înainte de începerea sesiunii extraordinare a Consiliului Orășenesc, participanții la meeting s-au arătat a fi îngrijorați unde se află în aceste zile efectivul subunității Bercut. Șeful Direcției Regionale de Interne, care a sosit la primărie, a dat asigurări că efectivul subunității se află la baza sa, dar nu la Kiev. Protestatarii au cerut ca angajații detașamentului Bercut să ofere echipament pentru protestatarii care vor pleca la Kiev și să-i însoțească. Însă, neprimind un răspuns afirmativ din partea conducerii detașamentului, au pornit în locul unde se disloca subdiviziunea. Ivan Rybinski, comandantul subunității Bercut a Direcției Ministerului de Interne a Ucrainei în regiunea Cernăuți, povestește despre aceea că nimeni din subalternii săi n-a plecat la Kiev. Pentru a se convinge de aceasta, participanții la meeting au insistat să se prezinte întregul efectiv al subunității. În cele din urmă au găsit un compromis. Să intre pe teritoriul subunității li s-au permis jurnaliștilor și la 10 reprezentanți ai protestatarilor. Pe teritoriu era vreo 20 de ostași. Despre aceasta li s-a comunicat oamenilor care așteptau în stradă. Ultimii au cerut ca ostașii Bercutului să iasă în fața lor și să depună jurământul de servire poporului. Porțile au fost deschise, dar ostașii așa și n-au ieșit în stradă. În curte a intrat un preot și a oficiat o slujbă, a citit din Evanghelie. Ostașii și-au făcut cruce și au sărutat Evanghelia. Oamenii nu s-au lăsat cu una cu două până nu au aflat unde se află restul efectivului subunității. Conducerea miliției i-a asigurat că aceștia se află acasă. Se odihnesc, iar a doua zi la ora 8 se vor prezenta la serviciu. În dimineața zilei de vineri, pe străzile Cernăuțului au ieșit din nou studențimea, chemând la greva națională. De data aceasta, lor li s-au alăturat și studenții medici. Pe piața centrală, protestatarilor s-au alăturat și studenții care învață la Universitatea Bucovineană de Stat de Medicină. În decursul întregii perioade de proteste, care durează de câteva luni, studenții de la medicină au participat foarte rar. Nu este vorba că ei nu susțin sau nu sunt solidari cu poporul ucrainean. Pur și simplu respectă legile interne de la universitate. Acum ei au putut părăsi aulele universității fără niciun impediment. Printre ei, nu pentru prima oară, este și studentul anului 2, Dmitro Antoniev. Am venit aici pentru a demonstra că studenții de la medicină sunt solidari cu studenții de la alte universități, că susținem mișcarea poporului ucrainean, nu suntem indiferenți la ceea ce se întâmplă în jur. Suntem bucuroși că ne putem exprima opiniile aici, alături de colegii noștri. Studenții de la medicină afirmă că și anterior au participat la acțiunile de protest, dar seara, după lecții. Au fost cazuri când unii lectori le interzicea să participe, dar în prezent situația s-a schimbat.
N-am vislovile pitrimku. Suntem susținuți de profesori și în prezent chiar unii studenți sunt gata să plece la Kiev. Unii dintre ei deja lucrează acolo în calitate de voluntari. Firește că ne se va pune absență, însă vom face tot posibilul ca să recuperăm restanțele și sper să nu plătim pentru absență. La Universitatea de Medicină se plătește oficial 25 de grivne pentru absență la lecții. Este o practică încetățenită mai de mult. Studenții sunt conștienți de faptul că frecvența la lecții înseamnă mult pentru profesia lor de medic. Învățăm la medicină și înțelegem că se cere să învățăm serios. Doar pe viitor trebuie să tratăm oamenii, să devenim profesionaliști cu alte competențe. Și totuși, studenții de la medicină au ieșit să-i susțină pe participanții la grevă, care cer ameliorarea situației în țară. Ei se străduie să-i ajute pe cei de pe Maidan. Pe site-ul Universității Bucovinene de Stat de Medicină din Cernăuți a apărut o comunicare despre colectarea medicamentelor pentru persoanele rănite pe Maidan. Chiar pe piața centrală a început să fie adunate mijloace bănești pentru a fi transmise la Kiev. Câteva mii de antreprenori de la piața Kalinivskii chiar de dimineață au părăsit locurile lor de muncă și s-au dus să asalteze complexul comercial Epicentru. Ei au cerut închiderea hipermarketului care, potrivit activiștilor, n-a acordat niciun ajutor Maidanului. Chiar de dimineață, antreprenorii de la piața Kalinivskii au părăsit locurile lor de muncă și au inițiat o acțiune de protest. Au început-o lucrătorii din primul sector, urmăriți de cei din sectorul 3 și apoi la ei au aderat și celelalte sectoare. Ei au format o coloană și s-au îndreptat pe strada Hotinska spre hipermarketul Epicentru. I-am întrebat cu ce scop se duc acolo. Suntem de la piața Kalinivskii. Mergem la Epicentru să cerem să transfere bani răniților de pe Maidan. Epicentrul e de partea regionalelor. De aceea că el nu susține poporul Ucrainei, nu susține pe ucraineni, nu susține pe cernăuțeni. Este ca o republică aparte și mergem acolo să decidem. Toți spun că banii la acest magazin merg direct la Victor Ianukovici și fără impozite. Oamenii noștri mor în Kiev. Am decis. Mai întâi venim aici, apoi mergem spre Consiliul Regional. Când au sosit la hipermarket, au văzut la intrare tineri în măști și cu bâte în mâini, care au barat intrarea. Întreprinzătorii, exclamând rușine, i-au fugărit și au cerut de la conducerea hipermarketului să-l închidă. Răspunsul nu s-a lăsat mult așteptat. N-a vimogu. La cererea voastră închidem magazinul. Clienții care s-au reținut deja părăsesc localul. La ora 11 închidem ușile. Nu vom lucra până nu va fi soluționată situația politică din țară. După declarația făcută de conducerea Epicentrului, activiștii au rupt portretul lui Ianukovici. La ora 11, lucrătorii hipermarketului i-au scos pe toți oamenii din magazin și au închis ușile. Protestatarii au cerut ca Epicentrul să acorde ajutor Maidanului. Negocierile au fost de scurtă durată și s-a decis că vom acorda mijloace pentru apărare, nu pentru luptă. Am convenit și totul va fi bine. Conducerea hipermarketului nu s-a revoltat de acțiunile care au avut loc în fața Epicentrului. Se înțelege că oamenii au ajuns într-o situație foarte complicată. Ei caută adevărul. Noi nu susținem niciun partid. Angajații noștri și proprietarii nu sunt membri ai Partidului Regiunilor. Într-adevăr, din păcate, ca să ai o afacere în țara noastră, trebuie să susții un anumit partid. Astăzi va fi semnată oficial cererea lui Oleksandr Gereha privind ieșirea din rândurile Partidului Regiunilor. Vă amintim că Oleksandr Gereha, la care s-a referit Volodymyr Bodnaruk, este coproprietarul rețelei hipermarket de materiale de construcție Epicentru, este deputat al poporului, membru al fracțiunii Partidului Regiunilor. În această zi, la hipermarket a venit și președintele Consiliului Regional Sadagura, care a exprimat cererea comunității teritoriale față de conducerea Epicentrului din Cernăuți.
Ei și-au înregistrat activitatea de muncă anume pe teritoriul orașului Cernăuți și să plătească aici impozitul pe venit. Doar se folosesc de infrastructura noastră. Să activeze aici nu suntem împotrivă, dar să plătească tot aici, la Cernăuți, impozitul pe venit, dar nu în altă parte. Cu toate că antreprenorii Peții Călânivski au participat la acțiunile de protest, directorul general al întreprinderii a dat asigurări că piața funcționează în regim obișnuit. Vreau să dezmint zvonurile că piața va fi închisă. Ea lucrează cu program obișnuit. Eu, în calitate de director, trebuie să asigur pentru antreprenori și clienți condițiile necesare și le vom asigura. Ruslan Serbenciuc de asemenea a declarat că în legătură cu situația din țară, paza pieței Călânivski a fost intensificată. Reprezentanții Automaidanului s-au prezentat la Direcția Regională a Inspecției Auto de Stat. Protestatarii sunt revoltați de evenimentele care au avut loc în zilele precedente, când automobilele participanților la Automaidan au nimerit într-o situație de avarie. Potrivit conducătorului Automaidanului cernăuțean, Oleksii Kolomoiec, în segmentul unde au nimerit mașinile au fost folosite mijloace speciale de oprire de care se folosește miliția rutieră. Participanții la Automaidan au cerut explicații pentru acest fapt. Pentru a afla adevărul, participanții la Automaidan au venit la Direcția Regională a Inspecției Auto de Stat. Au claxonat câteva minute și au creat un semn de întrebare prin flashmob improvizat. De la structura care a dat o astfel de dispoziție criminală să fie distrus Automaidanul, cerem explicație. Cererea noastră o aducem la cunoștința Direcției Regionale a Inspecției Auto de Stat. Nu pornim de aici până nu primim răspunsul. Peste un timp oarecare, reprezentanții Automaidanului au fost invitați la sediu. Kolomoiec i-a învinuit pe colaboratorii miliției rutiere de acțiunile săvârșite împotriva protestatarilor. Potrivit activistului, coloana de automobile a fost urmărită, telefoanele erau ascultate, iar în momentul plecării spre Kiev, unele chiar au fost blocate. Astfel, a afirmat Kolomoiec, inspectorii au creat diferite piedici pentru reprezentanții Automaidanului din Cernăuți ca să ajungă la Kiev, la întrunire reprezentanților tuturor automaidanelor. În afară de aceasta, când mașinile cu roțile sparte stăteau la margine de drum, miliția n-a reacționat. Post este la ieșire. Acolo sunt doi inspectori cu tehnică, iar dispozitivele de care vorbiți nu sunt folosite. Poate și cineva se ocupă de aceasta. Se face în mod primitiv, din fier. Șeful miliției rutiere din regiune a negat faptul că miliția îi acoperă pe provocatori. Nimeni nu v-a împiedicat și nu a dat o astfel de dispoziție. Nici n-am pus o astfel de sarcină. În același timp, Igor Dogolici a promis că va cerceta situația pentru a stabili adevărul. Prima cerință a Automaidanului să fie numit cel care a dat un astfel de ordin. Numiți cine a procedat așa și suspendați-l din postul pe care îl ocupă, până vor continua cercetările. Dacă cerințele vor fi ignorate, participanții la Automaidan au declarat că vor trece la acțiuni mai hotărâte. Directorul Departamentului de Ocrotire a Sănătății al Administrației Regionale de Stat Cernăuți, Igor Șcrobaneț, s-a adresat către toți lucrătorii medicali din Bucovina cu rugămintea că cine dorește poate să plece la Kiev ca să acorde ajutor activiștilor Maidanului. Ei pot face aceasta fără să se îngrijoreze. Locurile de muncă vor fi păstrate. În prezent, acolo e nevoie de chirurgi, reanimatologi, anesteziologi și de surori medicale. Două ambulanțe din Bucovina, una din Cernăuți și alta din Kitzmani, au câte o echipă completă, șofer, medic și felcher. Ei au transportat la Kiev și medicamentele necesare pentru spitalele Maidanului. Medicii reanimatologi au afirmat că știu ce se cere de la ei. Nu este momentul pentru emoții, ne facem lucrul cu capul limpede. Am primit indicațiile necesare. Medicii chieveni ne-au promis că ne vor da mijloace individuale de apărare. Automobilele și echipele au sarcini concrete. Ele vor lucra acolo unde este mare necesitate de ajutorul lor. Posibil ca aceste mașini să-i transporte la spitalele din Cernăuți pe copomintenii noștri răniți la Kiev. Totul depinde de situație și de cerințele participanților la mitingurile de protest.
De asemenea, Igor Șcrobaneț a comunicat că va fi repartizată încă o mașină pentru transportarea morților. Dispun de informația că sunt cernăuțeni omorâți și se află la biroul de medicină legală. Igor Șcrobaneț a declarat că, luând în vedere ultimele evenimente din capitală, nu poți fi indiferent la suferințele oamenilor. El, în calitate de șef al departamentului, s-a adresat către medici cu propunerea de a sări în ajutor colegilor lor din Kiev. După emisiunea de astăzi, voi aștepta cereri din partea medicilor pentru a le organiza întâlnirea cu coordonatorii Maidanului în vederea acordării ajutorului medical. De asemenea, Igor Șcrobaneț a declarat că toți deputații medici din Consiliul Regional au format un nou grup de deputați, Renașterea Creștină. Cernăuțul riscă să rămână fără energie termică. Cauza este bine cunoscută. Datoriile întreprinderii Teplocomun Energo pentru consumul de gaz. Despre aceasta a declarat într-o conferință de presă șeful întreprinderii comunale Teplocomun Energo, Oleksandr Melniciuc. El s-a adresat către cernăuțeni să achite datoriile lor pentru energia termică, astfel evitând oprirea în regim de avarie a rețelei. Situația în privința datoriei este poate cea mai complicată în ultimii 6-7 ani. Anul trecut, regiunea Cernăuți a deținut un loc de frunte pe Ucraina, iar în lunile ianuarie-februarie s-au format mari datorii. Indicii din ianuarie și începutul lui februarie înregistrați în regiune sunt cei mai mici pe Ucraina. Deja au fost închise câteva cazangerii. Dacă temperatura se va menține și în continuare la acest nivel, atunci probleme nu vor fi, a dat asigurări Oleksandr Melniciuc. Dar dacă ea va scădea brusc, rețeaua va fi oprită. Utilajele nu pot rezista la temperatura necesară pentru asigurarea consumatorilor cu cantități suficiente de energie termică. Problema constă în achitarea plăților pentru consumul de energie termică. În luna ianuarie, consumatorii s-au achitat cu Teplocomun Energo în proporție de 68%. Datoria întreprinderii pentru consumul de gaz constituie 85 milioane grivne, față de 55 milioane cât a fost anul trecut. Deci, datoria a crescut cu 27 milioane grivne. Asemenea, datorii au fost înregistrate pentru prima oară. Consumatorii numai în luna ianuarie au admis o datorie de 19 milioane grivne. Avem o mare rugăminte, ca debitorii să achite datoriile, ca să nu fim nevoiți să închidem rețeaua de asigurare cu energie termică. Și iarăși despre magneții înghițiți de copii. La secția de chirurgie a Spitalului Rășenesc a fost adus un băiețel de 7 ani, cu diagnoza peritonită. S-a constatat că în intestinele copilului sunt multe răni. Ele au fost cauzate de magneți mai mici decât dimensiunile unei monete cu nominalul de o copeică. Nu se știe când acești magneți mici și rotunzi au nimerit în organismul acestui micuț din crasta. Părinții spun că el se plânge că are dureri încă sâmbătă, iar miercuri a și fost operat. Băiețelul a fost adus în stare grea, cu simptome de peritonită. Simptomele clinice ale stării copilului se aseamănă cu apendicită. Nici părinții, nici medicii nu știau ce a mâncat el. În timpul operării au fost depistate 3 răni cauzate de magneți. Fiecare magnet are o lungime de câțiva milimetri, însă forța lor de atracție este mare. Țesuturile de care se lipesc acești magneți încep să se distrugă și infractează organele de alături. Este o patologie foarte serioasă. A fost nevoie de o intervenție chirurgicală foarte operativă și dificilă. Ne adresăm copiilor și părinților lor să fie foarte precauți, să nu le permită copiilor să se joace cu obiecte mici, care pot nimeri în organism și pot fi scoase de acolo numai prin intervenție chirurgicală. Vă amintim că săptămâna trecută a fost operat un băiețel de 6 ani, care a înghițit 12 elemente ale constructorului cu magneți.